Agenția Națională de Administrare Fiscală, împreună cu Inspectoratele Teritoriale de Muncă, au început acțiunea Cronos. Acțiunea ANAF și ITM vizează prevenirea și combaterea sustragerii de la declararea și fiscalizarea muncii, în scopul asigurării tuturor angajaților din România accesului la protecția conferită de legislația socială și de cea a muncii. S-a demarat la nivel național, în colaborare Inspecția Muncii cu Agenția Națională de Administrare Fiscală, a unei operațiuni comune care va fi pe tot anul 2022 privind combaterea acestor două fenomene, munca subdeclarată și munca nedeclarată total. Echipele mixte ale ANAF și ITM Hunedoara vor verifica firme specializate în domenii precum construcții și servicii conexe, Horeca, întreținerea și repararea autovehiculelor, transport, gardă și protecție, înfrumusețare și întreținere corporală, alimentație publică, comerț sau servicii de curățenie. Activitățile vor fi coordonate de către ANAF cu sprijinul Inspecției Muncii la nivelul tuturor inspectoratelor din țară și vor viza anumite domenii caen, acolo unde ANAF-ul și noi am descoperit mai multe neconformități, ca să le spun așa. Ca să enumer din aceste domenii caen, acestea ar fi construcții rezidențiale și nerezidențiale, întreținerea, repararea autovehiculelor, transport, protecție și gardă, Horeca, activități de înfrumusețare, întreținere corporală, alimentație publică, comerț și activități de curățenie și eventual școli de conducători auto. Controlele privesc atât munca la negru, fără acte, cât și pe cea la gri, în care nivelul real de salarizare este subdeclarat sau declarat parțial și urmăresc intrarea în legalitate. Obiective principale ar fi creșterea conformării voluntare a angajatorilor pentru depunerea către ANAF și către Revisal a salariilor reale, dacă acestea nu sunt reale declarate de către aceștia, descoperirea și combaterea utilizării muncii nedeclarate, subdeclarate și a fraudelor fiscale ce constituie o potențială sursă de finanțare pentru remunerații nefiscalizate, iar pe partea de legislație putem identifica împreună cu colegii noștri de la ANAF tot ceea ce poate modifica legislația în vigoare astfel încât să scoatem la alb acea muncă la negru și la gri, așa cum le denumim noi. Sancțiunile pentru patronii care vor fi găsiți în neregulă sunt destul de mari, putând ajunge și la 20.000 de lei pentru fiecare persoană depistată că lucrează fără forme legale. Sancțiunile sunt mari pentru neconformare în cadrul acestei operațiuni. Sancțiuni pentru muncă nedeclarată în ceea ce privește ITM-ul sunt de la 20.000 de lei în sus, vorbind de 20.000 de lei o persoană, iar în sus mă refer dacă sunt mai multe persoane, iar pentru munca subdeclarată aici mergem între 5.000 și 8.000 de lei pe fiecare persoană descoperită că prestează muncă fără forme legale. Orice persoană care are informații concrete despre încălcarea legislației din domeniul muncii și al salarizării le poate transmite prin formularul de contact disponibil online pe site-urile Inspecției Muncii și ale ANAF.